Salut, trebuie sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Minecraft Underground Survival, episodul cu numărul 5, cred, nu sunt sigur, chiar nu-mi știu mai bagă idee, cred că e episodul cu numărul 5, dar din nou nu sunt sigur. În episodul de astăzi vreau să mă uit peste ce de astea avem, deci make a wheat farm am făcut, make a melon farm, asta o să trebuiască să fac, cow farm, mă, știți ce vreau să fac astăzi? Facem așa, mi-au mâncare. Mâncare. Unde avem mâncare? Sunt mortu că nu avem mâncare. Really? Chiar nu avem mâncare? What? Bine, bine, frate, bine. Stai, uite cum facem atunci. Luăm ăștia 5 cartofi. Și mai luăm și oasele astea. Astăzi vreau să mă duc în explorare, să văd, să caut chestii, să găsesc lucruri și să fac chestii. Dar până atunci vreau să încresc aici niște cartofi și să-i pun la prăjit ca să avem ce mânca, pentru că apare nu mai avem mâncare dintr-un oarecare motiv. Oh, da. Avem 41 de cartofi, dintre care destul de mulți ori se întorc. Asta e. What? Avem 18 cartofi în hotbar-ul. De ce nu i-am văzut, dragi? Mă rog, nu contează, oricum e bine că aveam nevoie și de mâncare. Asta o pun aici. Respiration. O să tind să cred că nu ni s-a dat respiration-ul ăsta degeaba. O să iau astea. Asta n-am nevoie. O să le iau, că cine știe de fapt astea. Ok, deci o să am nevoie de săgeți. De torțe. De un topor, târnăcop, nu topor. De fapt iau și toporul, cine știe. Și vreau să îmi enchantez căscuța cu asta. Pentru că v-am zis, trebuie să ne fi dat-o cu motiv, nu? Bun. A fost destul de bine. Așa. Da, chiar asta așa. Zice aici că craft a fishing rod. Asta este un challenge. Și ca să nu fie chiar degeaba, episodul ăsta o să facem o undiță. O, oh, da. Pe care o punem înapoi la treaba ei. Bun. Am mâncare, am ditati. Bun, acum vreau să mă duc și să mă uit pe aici, să văd că sunt anumite dungeon-uri acolo, am fost sus, dar totuși vreau să mă uit gen peste tot, să văd dacă nu am uitat să luăm ceva și posibil să fie nevoie să mă duc pe acolo pe sus. Sunt ceva mobi, dar parcă sunt mai puțin ca de obicei, mă rog, încă nu s-au spawnat ca lumea. Ok, sunt curios dacă mai avem ceva pe aici. Văd acolo niște gold și cred că ar trebui să-l iau pentru că, știți, challenge-ul cu armura de gold. Oh, shit. Oh, my fucking God. Ai. Ok, aici o să facem o chestiuță. Oh, what the fuck, cum a trecut prin mine? Cum a trecut prin zid? Așa, nu mă țintești, nu mă țintești. Bun, am luat tot goldul care era acolo și... Bă, unde dracu te urcași? A, coborâși? Nu contează. Bun, hai să plecăm de aici. Am căscuța cu respiration și... Hai să vedem. Bun, ce e aici? Eu tot mă aștept să fie un fel de... A, uite, perfect. Diamante. Fain. 3 diamante. Și un chest. Bun. Nu înțeleg de ce am lăsit dartul, dar în fine. Așa. Dar știu că respiration-ul ăsta chiar dă foarte bine. Da, ce mi-ar plăcea să am și chestie de aia, să pot să minez sub apă.
acum, Respiration 2. E bun. Chiar foarte bun. Am 3 diamante luate de aici. Mai era și chestul ăla, am luat din chest. Oh, și gold. Să luăm și goldul. Dacă aș fi găsit și ceva emerald, era super. Am și o întrebare, dar trebuie să le las craftate sau pot pur și simplu decât să le craftez, să fac challenge-ul și apoi să le decraftez și să-mi vădă treabă? Pentru că ar fi super ușor atunci. Oh, fuck. Oh, fuck. Nu cred că am apucat-o eu, nu? Na, și nici nu mai apuc. Ba da, am apucat. Bun. Ok, ceva e ciudat. Suntem pe normal. De ce se spawnează așa de puțin mobi? Ce? Adică, serios, de ce? What? Bun, cred că o să avem suficient gold încât să terminăm challenge-ul, episodul ăsta. Sunt aproape sigur. Da, sunt 100% sigur. Acum o să avem suficient gold. Holy fuck. Să le mai iau pastea. Oh, shit. Să nu mă lovesc, 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 nu m-a lovit. Bun. Acum. Trebuie să mă duc pe acolo, pe sus. Am văzut că mi-a zis cineva că de fapt n-ar trebui să se mai spawneze mobi dacă pui peste tot torțe, pentru că aparent nu sunt spawnere și chestii. Lucru care pe mine m-a făcut, nu știu, ceva gen, what? Adică, nu știu, sunt așa, nu știu ce să cred. Pe de o parte, pusesem o groază de torțe și tot se spawnau în anumite zone și era în ce gen, e clar, e spawner. Și apoi a venit tipul ăsta și mi-a zis că, bă, stai, că și cu spawnere, nu știi cum funcționează spawnerele. Dacă pui torțe, ai, ce-am făcut? Dacă pui torțe, nu se mai spawnează și funcționează chestia asta. Sau, mă rog, cel puțin ar trebui să funcționeze. Fac, ce mai noroc, ce sunt ăștia mici. Yep, am plecat. Uite, 2 diamante. Așa. Oi. Ok. Și nu-mi zic că vine după mine. Vine după mine. Holy fuck. Ăștia dau extrem de mult damage. Ok, veniți încă. Și eu, acum o să fug. Mă duc, iau alea 2 diamante și îmi văd de drum. Holy fuck. Prea mulți, prea mulți. Ia stai. Am văzut că se spawnează din gaura asta, așa că... Oh! O să rămân fără sabie în curând. Bun, hai să ne urcăm cumva sus. Să vedem ce e și pe aici. Ok, o groază de iron. Nu prea aștept să mă întâlnesc cu ăștia, dar hopa. Ce e aici, ce e aici? Wow! Aparent se continuă și pe aici. Și ne vedeți? Aici e iluminat complet, efectiv. Și tot s-au descoperit astea. Ce e asta? Bun. Oh, perfect. Doamne ajută. Bun, numai bine, mă. Ok. Bun, am găsit chestia asta cu care o să facem ferma de văcuțe. Asta e tot pe aici. Da, aparent asta e tot. Să mai caut asemenea zone, pentru că bănuiesc că nu e singura. Adică care erau șansele să mă urc eu fix unde trebuia să ajung? Nu mai stau să iau chestia de care n-am nevoie. Holy shit. Au.
ce-ar fi însemnat să fie rata săritura aia. Da, ne, e vorba de mine, orice e posibil. Bun. Oi. Cum să facem aici? Cred că o să folosim vechea metodă. Punem sub noi. N-am văzut că era pus acolo, mă gândeam să pun sub mine cu shift așa. Ăștia sunt tender. Holy fuck. Mă, poate se spawnează vreun de ăsta, dar vezi că se spawnează în aer, deci bănuiesc că nu sunt command block. Habar n-am ce sunt. Bă, să știi că e bine. Ah. Încă mă uit pe aici. Încă sper la anumite chestii, nu știu. Fuck, mamă, ce rea să pic. Nu știu unde dracu mai mă duc eu acum. Deja pare că de aici n-ar mai fi dron ca lumea. Nu că pare, așa e. No, bă, dar hai că am ajuns în partea cealaltă. Deci e bine. Să vedem ce e și pe aici. Sunt surprins totuși că am avut ideea să mă urc. Era ceva să fi trecut toată seria și să nu mă fi urcat și gen să nu fi găsit spawnerele de văcuțe și să fi rămas ceva de genul. What the fuck? Uite, vedeți? Vedeți? Sunt acolo spawnere. Și efectiv n-ai cum să le fentezi. Mă rog, hai să plec de aici. Pentru că dacă nu stai lângă ele, nu știu ce rază, nu se spawnează. Oh shit. Ok, văd că au pus pe aici. Bun, asta căutam. Asta nu mai găsisem de ceva timp. Serios? Nu pot să cred că plecam fără să le iau și fără să-mi dau seama că, că nu l-am luat de fapt. Ai. Wow! Oh, shit! Chiar că acum realizez că, băi, stai că eu trebuie să fac chestia cu emeraldul și nu prea am găsit. Ah, fuck. Mă pare că asta ar fi tot ce ar trebui să iau. Bun. Peștii aia vin ok. Chiar sunt super. Acum o să putem să... De fapt, stai că acum realizez. Nu, asta nu se pune ca și cum am... i-am fi pescuit noi. Holy fuck. Ai. Groaznic. Și nici de-astea... Bun. Am făcut achievement-ul cu blocul de diamant. Uhu! Așa. Și acum. Actually, uite în partea asta. Uite gold, lol. În partea asta o să fac o groapă în care o să vreau să pun apă și să sper să putem să prindem pești. De fapt, stai, de ce fac eu așa? Că n-am cum să mai scot după aia. Ia, uite că. Așa. Și acum. Luăm apa de aici. Acum trebuie să ne mișcăm repede ca să nu se defertilizeze astea. Bun. Ha! Fine.
Numai bine. Perfect. Am făcut aici o zonă în care o să prindem pești și trebuie să fie, cred că, de ceva gen 4-5 blocuri adâncime, nu sunt sigur. Câte avem până acum? 3. 4 cu asta. Să sperăm că merge să prindem pești în asta. Să sperăm. Ah, shit. Uf, 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 băi, ah, ce-mi plac oamenii ăștia. Oricum, mă scuzați pentru întrerupere. Ca de obicei, doamne. Oh, aici avem iron. Hai că oricum avem căscuță cu respiration, nu ne grăbim. Deci să zicem în caz că mai trebuie, dar nu, cred că e bine. Așa. Pam 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 pam. Unde e? Uite-o. Hoa! Sunt curios dacă o să prindem ceva. Op, am văzut niște bule. Ok, mai multe bule. Încă aștept. Bun, cred că e mai bine acolo. Ce dracu, mă. Ce dracu. Oi. Nu se zice, se ridică. Ok, o să cred că ceva nu e bine. Stai, deci tot văd niște bule din când în când. Hai, Dan. Ok, nu merge. Sau cel puțin, nu știu, habar n-am. Ok, trebuie să mă interesez să fac cum dracu se prinde pește. Holy fuck. Hai. Ia stați așa. Tot aveam eu pe aici niște stone făcut. Ce, nu-mi place să arate chiar în halul ăsta. Hello. Te îngâți, mă. Vai, bă! Da! Fuck you! Așa, vă ziceam să nu mai intre așa. Da, te dracu că te duci la fund, mă, să nu dau în tine. Așa. N-ați văzut nimic. N-ați auzit nimic. Așa. Toți sunt prea mulți mobi și mă enervează. Bun. Măcar să punem pe aici și să facem cât de cât mai ok. Hai, mă! Ah, o să fie distracție cu chestia asta. Mă rog, eventual o să pun un gard, da. Bun, bun, bun. Acum cum să facem cu ferma de meloni și cum să facem cu ferma de văcuțe? Și cred că am o idee. De fapt, nu că cred că am o idee. Clar am o idee. Hmm. Ah, bun. Să văd cum fac și cu asta. Și să pun goldul pe care l-am luat la prăjit. Trebuia să-l fi pus la prăjit când am venit și să-l fi avut acum efectiv decât să craftăm și să terminăm și cu challenge-ul ăsta. Mă rog, dar hai să terminăm și noi aici acest mirific episod în care s-au întâmplat foarte multe. Mă rog, am dat puțin loot, nimic foarte interesant să zic așa. Dar cam asta a fost tot și pentru episodul de astăzi. Până data viitoare, am fost Cristi. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să apăsați butonul de like. Vă urez o zi bună în continuare. Bye, bye!